Cine începe? Tu. Încep eu, bine. N-am mai fost pus în situația asta, dar cred că e un exercițiu destul de bun pentru amândouă, pentru că cred că am ajuns să ne cunoaștem destul de bine în aproape 2 ani care colaborăm. Ce pot să zic despre Laila, decât că e foarte frumoasă, așa cum o vedeți și voi. Și nu e numai părerea mea, eu sunt subiectivă, dar este o femeie foarte frumoasă, este foarte muncitoare. Îi place foarte mult ceea ce face și acest lucru te definește pe amândouă și apreciez foarte mult chestia asta la ea. Muncește pentru imaginea ei, muncește pentru cariera ei, care este în continuă creștere, așa cum știți și voi de altfel. Și o admir foarte mult. Nu știu dacă am zis chestia asta vreodată până acum, dar o admir foarte mult. Mă admir. Și eu pot să zic la fel, că e foarte muncitoare, foarte frumoasă la fel, inteligentă, are o voce foarte minunată care mă inspiră mereu și ador să ascult cântând și chiar nu mai numai în concert, și în general, în realitate. Sincer, nu prea mi-amintesc cum o vedeau părinții mei când eram mică, bănuiesc ca pe un copil care își dorea să ajungă artist, pentru că asta îmi doream de când aveam 5 ani de zile, atunci am scos primul cuvânt, de fapt prima notă muzicală și bănuiesc că atunci am dat seama că vreau să fac muzică în viață și m-au susținut foarte tare și vreau să-mi mulțumesc pe această cale că m-au susținut, pentru că n-am întâlnit nicio piedică în calea împlinirii visului meu, ca să zic așa. Și datorită lor am ajuns la București, datorită lor am ajuns, consider eu, o persoană responsabilă. Și bănesc că așa mă văd acum, ca fiind o persoană responsabilă care la 22 de ani, pentru că atâția am, mă descurc singurică, fac ceea ce îmi place și reușesc să mă întrețin făcând ceea ce îmi place. Și cred că e mare lucru. Părinții mei credeau că eu sunt, când eram mică, timidă, slăbuță la caracter, mai rușinoasă, adică nu ziceam nimic de ce am dorit, dar acum cred că și-a schimbat părerea în modul ca Antonie. Mai puternică, mai curajoasă, știu deja ce vreau de la viața asta, sunt mai responsabilă, muncitoare și chiar părinții mei se mândesc cu ceea ce fac acum și mereu mă susțin. Eu am început să cânt de la vârstă foarte fragedă, de la 5 ani am început să cânt pe scenă, cu microfon, cu tot ce trebuie. Dar de cântat, cred că eram mai micuță, știu că eram la grădiniță, am câteva poze din copilărie, de la grădini, în care eram așa, o atâtica. Aveam, cred că, vreo 3-4 ani, atunci am început eu să cânt. Iar de la 5 ani am început să merg la Palatul Copiilor din Craiova, pentru că sunt din Craiova. Au început festivalurile, mai târziu la 11 ani, am început să câștig premii, trofee și chestia asta mi-a dat un impuls să merg mai departe și m-a ambiționat oarecum să continuu cu această carieră în muzică. Eu zic că am făcut un lucru bun, pentru că jurații care mi-au acordat acele premii au făcut treabă bună. Bine, acum, fără falsă modestie, chiar consider că ăsta e drumul meu și sper că ceea ce fac, fac bine și sper că asta se simte prin ceea ce transmit în piesele mele. Eu am început de 4 ani în urmă, eu am și eu prieten cea mai bună, care e și DJ-iță din Chișinău, care m-a atras cu asta, cu profesia ei, că era DJ pe momentul ăsta, și m-a atras cum ea ține publicul, cum îl simte și zic, păi hai să ne lăs și pe mine. Și așa a început 4 ani în urmă să exersez și a început să practic această profesie. După care am înțeles că asta e ce am vrut de când eram mică, chiar dacă nu știam că muzica va fi cumva și viitorul meu lucru și când a fost înainte un hobby, dar acum s-a transformat în ceva mult mai mult și mult mai prețios, la care țin foarte mult și pentru asta și muncesc ca să cresc mereu, să progresez latura muzicală. Mesajul piselor noastre consider că este unul foarte clar și la obiect. Uite, primul single care a avut foarte mare succes, a bucurat de un foarte mare succes, nu numai în România, ci și în afară, Single Lady.
trebuie menționat faptul că textele noastre sunt compuse de către Ana Sârbu, care ne-a scris de fiecare dată, are inspirație de fiecare dată și după cum spuneam, după Single Lady a urmat City of Sleeping Hearts, depinde de stare și noi vrem să transmitem exact versurile pieselor. Nouă ne plac foarte tare, mi-e plac foarte tare și îmi place ceea ce zic. Și vreau să le transmit și fanilor și publicului care stă în fața noastră. Vrem să le transmitem starea noastră și faptul că ne simțim bine pe scenă și faptul că ne place ceea ce facem. Eu pot adaug numai că noi prin piesele noastre transmitem dragostea noastră față de muzică pe care avem și adică ei și ne inspiră fanii noștri care ne ascultă, de aici și noi dorim această dragoste prin muzică. Da, așa e, chiar am uitat să zic treaba asta, că de fiecare dată când urcăm pe scenă și lumea e în fața noastră și eu cu mânuțele pe sus și cântă versurile, sentimentul ăsta nu cred că e așa ușor de descris și majoritatea artiștilor încearcă să explice în interviuri cam cum e sentimentul, cam ce trăiri au în interior, dar e greu de exprimat. Trebuie să fii un pic în pielea personajelor ca să-ți dai seama exact cum ne simțim. Pot să zic că e un sentiment de nedescris și aș vrea să fiu acolo non-stop. Eu zic că există și o piesă la moment despre cum aș descrive viața mea, e God is the DJ, știi? Și music is my life. Asta e. Așa e, denumire va fi. Dacă va fi să scriu așa o povestoare, o muzică. Da, cred că dacă m-ar întreba, și uite că m-ai întrebat, cum s-ar numi o piesă, trebuie să stau puțin să mă gândesc, dar tot ce-mi vine acum e că s-ar numi muzica e viața mea sau m-am născut ca să fac muzică sau m-am născut ca să cânt, o combinație de ceva. Nu știu dacă în engleză neapărat sau în română. Dar cert e că mă simt foarte bine atunci când cânt și vreau să mă perfecționez și să evoluez. Nu știu dacă cum ar suna o piesă despre viața mea, că am doar 22 de ani. Într-adevăr, am realizat multe, consider eu, până la vârsta asta. Uite, vezi succesul nostru cu DJ Laila, piesele noastre care au ajuns în topuri în Rusia, au stat 12 săptămâni, cel puțin 12 săptămâni pe primul loc în Rusia, în Polonia, în Luxemburg, în Grecia, în Spania, în Franța. Am semnat cu Ministry of Sound, cu Single Lady, care avem o variantă specială, se numește UK version. Și astea sunt marile noastre realizări. Așa că cred că s-ar scrie o poveste destul de interesantă. Nu cred că noi avem alte pasiuni în afară de muzică. Mai sunt. Muzica e cea mai mare. Da. Pasiune care între timp a devenit și profesie. Mie îmi place foarte tare să mă uit la filme. Sunt o cinefilă. Înăită. Problema e că nu prea am timp să mă uit la filme. Dar când am timp, recuperez. Și de fiecare dată când prind așa o oră, două, iau câte un film, scan pe internet și mă uit la filme. Sau mă duc la cinema și le cumpăr. Da. Îmi plac foarte tare și mă inspiră. Ce îmi place să mai fac? Îmi place să mă plimb, îmi place căldura, îmi place să not, sunt drag și îmi place să mă bălăcesc ca o rață prin apă, sunt mai rău. Suntem la fel. Da, suntem raci. Dar suntem raci și avem o distanță mică de zile de naștere. Abia așteptăm să avem puțin timp liber, să mergem la piscină, să ne îmbălăcim, să stăm la soare, să ne bronzăm. Cam astea ar fi pasiunile mele. Îmi place să citesc, numai că marele meu regret este că n-am mai citit de mult. Numai cărțile de la facultate. Cărțile de la facultate, da, că sunt așa, obligatoriu. Dar o carte n-am mai luat de ceva timp și chiar regret. Mi-e dor. Să stau eu cu mine, să deschid o carte, eventual să plouă afară, așa, un cadru mai drăguț. Și la fel, în primul rând, îmi place să citesc. Chiar ultima carte care am deschis-o este Memoarele unei geișe. Chiar e o poveste foarte interesantă între arta de a fi o geișă și cum se începe și cât de foarte grea e arta. Păi iau niște carte, știi, sunt în carte niște detalii care în film nu prea arată tot. Așa. Și la fel, îmi place să not, să alerg. Cândva făceam și atletic cu ușa, când eram prin liceu.
și nu prea am timp să fac toate chestiile. Suntem foarte mult în concerte, în avioane, când avem mai dormim mai mult decât citim. Și nu prea și bine, și acum, sincer, să fiu călătorind așa mult și fiind tot timpul pe fugă și oboseală și nemâncate, că mâncăm ce apucăm prin avion sau prin aeroport. Când ajungi acasă, vine să iei patul în brațe și să stai acolo două zile să te uite. Da, să închizi telefoanele și să dormi 3 zile non-stop. Mie asta îmi place să fac, după ce ne întoarcem din concert, să dorm. O zi întreagă să fie numai a mea. Radu, pentru noi, este a very important person. E ca și un tătic în, zic, în showbiz-ul ăsta. Este un VIP. Da, un VIP. Da, eu zic că e un tătic care ne conduce spre drumul care... Zice că el trebuie să facem asta, asta, asta. E bine când ai un astfel de persoană în spate care zice chiar cum trebuie, ce trebuie să faci, ce să zici, fiindcă lumea e foarte răutăcioasă și interpretează diferit și nu zice cum, în ce mod să faci ca să reușim să facem tot bine. Adică e o persoană foarte importantă în viețile noastre și ne-a promovat multe... Adică, ne-a crescut într-un fel în cariera muzicală. Mie îmi place să, că atunci când vorbesc despre Radu, să zic că este omul potrivit la momentul potrivit, pentru că el cam așa a apărut în viețile noastre, în viața mea cel puțin. A apărut la momentul potrivit, exact atunci când aveam nevoie de cineva care să mă ajute să urc treptat spre ceea ce tind eu, spre perfecțiune, cu toate că este greu. Dar a fost alături de noi și este alături de noi de câțiva ani încoace și este mare lucru să ai alături de tine un om cu o experiență în spate, pentru că are mulți ani de experiență din ozon și ne sfătuiește cum să facem, cum să ne comportăm, cum să efectiv, cum să fim pe scenă. Mulțumim! Rămăsesem la Rad. Radu Sârbu este producătorul nostru muzical, este cel care compune piesele și este mare lucru faptul că ne potrivim, că există chimia aia între noi, pentru că, dacă nu știați, noi trebuie să zicem că noi chiar suntem o echipă foarte bine sudată și foarte bine strânsă și fiecare are atribuțiile lui. Radu compune, Mana face versuri, eu vin cu interpretarea, Laila vine cu mixul. Și le amestecă pe tante. Și de cele mai multe ori avem un rezultat foarte bun. Și uite, acum Laila a scos cea mai recentă piesă, se numește Party Boy și chiar este ceva foarte diferit. Dar o să vorbim mai încolo despre proiectul ăsta, este o piesă foarte, foarte tare. Ne înțelegem bine cu toți și el este liantul ăla care ne ține pe toți uniți. Experiențe amuzante din concerte, ar fi câteva. Uite, pot să încep cu prima, care mi s-a întâmplat în Kazakhstan, cred, sau în Azerbaijan, nu mai știu exact. Am avut destule concerte. De cert e că după concert, veneau fanii la noi în spate, în backstage, să ne ceară autografe cu șervețele, cu hârtoare, cu hârtiuțe, cu hârtiuțe. A venit un domn care a bătut politicos la ușă, i-am deschis ușa, da, știi pe ăsta. Da, și era un om puternic și și-a desfăcut cămașa. Și n-avea nimic pe sub cămașă și a venit cu burtica la înaintare să-i semneze autograf. Am semnat autograf pentru că mi s-a părut simpatic și foarte sincer. Și am semnat așa o mare autograf și a fost foarte sincer. Drăguț, funny. Mai uite, tu poți să povestești ce mi s-a întâmplat acum în Moscova. În Moscova, în aeroport. Când era să pierdem avion. Când am făcut cursă prin aeroport. Deci am făcut cursă cross, în adevăratul sens al cuvântului. Da. Și zic că la ruși foarte cetățenii străini stau foarte mult la pașapoarte și respectiv noi mai avem 40 minute până la următorul zbor, care trebuie să facem și check-in, nu avem de lege de embarcare, nimic, și prin care ne-am pus în fața oamenilor, tuturor oamenilor, că hai vă rugăm frumos, dă drumul nou înainte, că întârziam și noi.
eram și la arrivals, trebuie să luăm și bagajul și trebuie să fugim la alte, la check-in. Și am fugit. Și am ținut un speech împreună cu tour managerul nostru, am ținut ne-am pus în fața tuturor, era o coadă imensă. Și ne-am pus în mijloc și am ținut așa un speech. A fost ușor penibil, dar amuzant. Pe noi ne-am amuzat foarte tare, dar da, și am zis, vă rugăm, puteți să ne ascultați câteva secunde, vă reținem atenția un pic, știți, avem un avion de prins, putem să trecem în fața tuturor. Și toți se uitau așa. Unii chiar nu ne-au înțeles ce am avut în vedere, că e cam engleză cam greu era. Da, era majoritatea, da, nu știu, o engleză foarte bine. Da, nici nu erau ruși. Ideea e că n-au înțeles, ne-am pus înaintea tuturor, am trecut, mai aveam 7 minute până la boarding și noi nu făcusem check-in nimic. Și check-in era în partea opusă a aeroportului. Și fugi cu bagaje, cu trolere, pe roți, fugi. Pe mine m-am bunit să urăs isteric, alergam și râdeam. Așa, cu gura de aici până aici, până la urechi. Ideea e că până la urmă am reușit, dar a fost foarte amuzant. Ne-am distrat copios. Tocuri ne mai lipseau atunci, chiar vorbeam cu Laila. Acum ar trebui să avem și tocuri, să alergăm. Păi că de-am jos acolo. Bagajele, da. Uite, și pasăra asta improvizează. E pe acordul muzical. Dar îmi face un background frumos, așa. Improvizez destul de mult. Uneori după ce ascult înregistrarea din concerte, realizez că e un pic cam mult, dar așa, it comes naturally. Vin cu versuri, cu floricele, cum le zicem noi, cântăreții. Și zic că e ceva nou, știi? Să mai aduci o chestie nouă pieselor, să nu sună la fel și oricum nu sună la fel de fiecare dată, pentru că de fiecare dată vine altceva. Păi și eu la fel improvizez, dar cu mixajul. Eu adaug câte efecte, fac și un scratch pe undeva. Depinde de și atmosfera care există, fiindcă fiecare public e diferit și trebuie și să ghicești și gusturile și unind o piesă cu alta, eu fac ceva mai deosebit ca să se impresioneze și eu cumva lumea. Da, și bine, nu mai zic, între piese, când lumea se încinge după 2-3 piese, simți nevoia să țip la ei, să strigi, să ridice mâinile sus, să se distreze, să danseze, să nu mai țină cont de nimic, să se simtă bine. Dar să mai beau 50 de grame, da. De apă plată. Așa că, da, pot să zic că și asta e improvizație, dar vine din suflet, pentru că simți nevoia să anim și mai mult public. Eu în o colaborare cu DJ Laila, Armina Rosă, e o voce propusă de către Radu Singh Sârbă pentru nostru nou single la nostru. Și adică e o colaborare, nu ne oprim doar la ea, facem mereu colaborări și Didi acum lucrează și la proiectul ei solo. Vom colabora și cu alți artiști, nu numai decât ne oprim aici, facem colaborări ca DJ. Adică mereu mă mulți DJ. Da, DJ în altul. General colaborează da. Cu mai multe voci, nu rămân doar cu o singură voce. Pentru că trebuie să testezi și altceva. Noapte se numește Party Boy. Da, Party Boy, mă scuzați. Party Boy, care uitați să-mi menționez și... Da, și pot să zic și videoclipul este și produsul casă de producție Rasada Music, care e casă de discu, casă de producție a lui Radu Sârbu. Și filmările au avut loc în Brașov, în unul dintre cele mai luxoase cluburi, Casho Club. Filmările au durat 24 de ore și regia e parține lui Alex Ceaușu, prin care și vreau să-i mulțumesc foarte mult. El a reușit să evidențeze pe fiecare aparte, a reușit să scoate din piesa asta chiar întotdeauna atmosferă de super party, de super dans, super dansător în general. Dansător sexy. Da. Sexy, mișcări. Oglinzi, lumini. Da, și a vrut să-l mulțumesc care echipe întregi care au participat la filmări, la make-up Paulina Bondumea, împreună cu asistenta ei Cristina Gherbu, la coaforul Alina Petcu, la styling ei Ana Sârbu, Starshiners, Wild Fashion. Ea e un chip mare, foarte mare. Iar despre mine. Noul meu material, noul meu single se numește No Series, care nu este foarte nou,
A fost, piesa a fost lansată deja în Rusia, a intrat pe multe radiouri din Rusia, chiar peste 40 de radiouri din toată Rusia. Și merge foarte bine, așteptăm să vedem cum o să meargă vara asta. Este o piesă foarte tare, compusă tot de Radu Sârbu. Am făcut și o variantă unplugged, am postat-o pe internet și pe site-ul meu didi.ro. E o piesă de vară, de voie bună, și dar trebuie menționat faptul că în toamna aceasta ne pregătim să scoatem un alt material discografic, o altă piesă, care se va anunța foarte hot, foarte mișto. Și sunt curioasă cum o să fie. Încă ne gândim la concept, încă ne gândim la costumații, încă ne gândim la tot. Dar vrem să fie așa un pachet foarte, foarte bine pus la punct, astfel încât să nu dă preț. Never. Cea mai importantă realizare, în urma colaborării noastre, păi ar fi mai multe realizări. Da, și cu ministru. Nu ne putem hotărâ la una singură, cam care ar fi cea mai mare. Sunt multe realizări. Da, faptul că am reușit să semnăm cu Ministry of Sound, piesa Single Lady UK Version, faptul că anul trecut am participat la cel mai mare festival din Moscova, Europa Plus Live, unde am cântat pe scenă alături de foarte mulți artiști ruși și internaționali. Am cântat chiar și cu câțiva artiști români de-ai noștri, de aici în România. Faptul că piesele noastre și City of Sleeping Hearts au stat în topuri foarte mult în multe țări, chiar și din Europa. Și acum venim din urmă cu Party Boy și cu Mosei. Mai este o realizare, ai scăpat una. Ia zi, de pe aici. Da, de pe 14 februarie am participat tot într-o de pe 14 februarie la Moscova, la Olimpiski, care e un festival, care am spate festivalul ăsta. Big Love Show. Da, Big Love Show, de ziua îndrăgostiților. După care am și cântat la Sankt Petersburg, tot într-un locație care e una dintre cele mai mari locații în Sankt Petersburg. Și Moscova e în Olimpiski, tot se poate, e cea mai mare, stadion, cea mai mare, locație, care încape cel mai mulți oameni. Cea mai mare locație. Da, unde s-a făcut stadion, dispară și Eurovision la ei. Trei lucruri pe care nu le știți despre mine. Păi, parcă am fi câteva chestii. Probabil că ați crede că după atâtea concerte pe care le avem în cluburi, nu mi s-a luat efectiv de cluburi. Ei bine, nu e chiar așa. În pauze, în câteva zile, când avem pauză între concerte sau între ședințe, foto sau interviuri, nu se mai face uneori poftă de o ieșeală cu prietenele în club. Și chiar simt nevoia să ies, să mă distrez, pentru că atunci când mergem în concerte, mă distrez pe scenă, dar este o altfel de distracție, pentru că trebuie să fiu focusată, concentrată pe ceea ce transmit, cum arăt, cum să fiu tot timpul zâmbitoare, iar atunci când stau acasă, prefer să mă duc singură în club, să dansez, să simt muzica, să mă relaxez. Chestia asta probabil că nu știa despre mine. Da. La sigur. Mă susține Laila. Eu prima dată aflu așa ceva. Sau o altă chestie care îmi place foarte tare este că atunci când mă duc la părinții mei acasă, în Craiova, o fac mai rar. În ultimii ani am ajuns mai răruț acasă și mai drăguț. Mai greu, dar părinții mei mă înțeleg și chiar mi-ar fi să face foarte tare de ordine. Dar încerc să merg de câte ori am ocazie. Iar atunci când merg, îmi place să stau la masă cu mama, dar eu cu mama, un pahar de vin, ca între fete, și să stăm să vorbim. Despre băieți, despre absolut orice, despre concerte, întâmplări funny, probleme, pentru că fiecare, toți avem probleme. Mai grave, mai puțin grave, toți avem responsabilități și îmi place foarte mult să stau de lucru cu mama. Mă liniștește foarte mult. Iar atunci când sunt în București, vorbesc mai mult cu tata, pentru că am așa o... E mult spus o afinitate pentru tata, pentru că iubesc amândoi la fel de mult, în egală măsură. Dar
pentru el am respect foarte mare, pentru că o bună perioadă din viața lui s-a ocupat foarte mult de mine. Natura serviciului lui i-a permis să meargă cu mine în festival, să se ocupe de mine și să se ocupe de cariera mea muzicală. Și mulțumesc foarte tare pe această cale și de fiecare dată când am ocazia să îi mulțumesc, o fac cu cea mai mare plăcere și cu foarte mult drag, pentru că îl iubesc foarte mult. Și îmi place să vorbesc la telefon când în București, ca să-l liniștesc, să-l asigur că totul este ok, că totul e bine, că fac ceea ce-mi place, că nu îmi lipsește nimic. Și cam atât. Nu mai gândesc la chestii pe care nu le știu despre mine, dar o las pe live. Nu știu ce să zic. Că Didi, că ăștia știe pe mine mai bine decât eu pe mine, fiindcă nu, eu sincer cred că eu n-am ce ascunde în viața mea frumoasă și interesantă. Ai zis, Didi. Bine, de ascuns, cu toți avem chestii de ascuns. Nu neapărat că le ascundem așa, în mod intenționat, dar fiecare cu părțile lui bune, cu părțile lui mai puțin bune, nu putem să fim transparenți în totalitate, pentru că am fi ipocrit să zicem că suntem transparenți. Dar uite, o chestie pe care nu o știați, noi ne alintăm între noi, de regulă, când mergem în concert. Eu îi zic ei Lelea, care în rus înseamnă bebeluș. Laila, Lelea, pe acolo. Pe așa rușii mă numesc unor, mai încurcă, zicând Laila, zic Lelea. Da, bebeluș. Și am zice mie Icră. Icra, adică... Asta e o formă de exprima dragostea, da, da, da. Una față icra de alta. Icra din care ies peștișori. Despre acea icra este vorba. Așa ne alintă mult. Fanii noștri sunt pretențioși și își doresc de fiecare dată să... Fiecare vrea să fie deosebit. Să lansăm altceva, piese mai bune, mai frumoase, pentru că stilurile muzicale sunt așa, în continuă schimbare și în continuă evoluție și ne place să credem că și noi ținem pasul cu ele, cu tot ce se întâmplă pe piața muzicală și avem noroc că suntem ajutate de echipa întreagă din care facem parte. Reacțiile lor, celor care ne ascultă și celor care ne privesc, sunt din ce în ce mai bune și asta am observat-o și noi și în concerte. Pentru că sunt acolo, trăiesc cu noi de fiecare dată și se vede, se simte, nu trebuie neapărat să țipe sau să se manifeste în vreun fel. Important e să fie acolo, să danseze și să ne privească într-un anumit fel și să-i dai. Eu cred foarte mult în energie și consider că dacă transmit o energie pozitivă, mi-o și recapăt și primesc un feedback bun. Și cam atât despre fanii noștri. Cântăm pentru ei, pentru că fără ei nu am fi așa la nivelul acesta, sincer vorbind. Și le mulțumim foarte mult pentru sprijin, le mulțumim foarte mult pentru laude și pentru critici, pentru că asta, criticile ne ajută să ne perfecționăm și să schimbăm ce trebuie schimbat și dacă ceva nu este foarte bun. Și le mulțumim din suflet și cât despre publicația Star Gossip, v-am zis și vouă mai devreme că ar trebui să faci o revistă pe piață. Da. Site-ul este foarte tare și de fiecare dată, dimineața când mă trezesc, nu beau cafea. În schimb, primul lucru pe care îl fac este să-mi deschid laptopul, să deschid câteva site-urile de socializare, să verific mail-uri, să verific mesaje și așa mai departe, să văd ce s-a mai întâmplat, cu cine s-a mai întâmplat. Apoi site-uri cu noutăți muzicale, printre care și al vostru, Star Gossip. Și chiar m-ar plăcea să văd și un format fizic, o revistă, în care da, să mă văd pe copilul. Da, noi promitem că ne abonăm imediat după ce apare. Suntem clienți foarte fidel. Este un site foarte tare și am rămas plăcut surprinsă să aud de la voi că sunteți 4 membri care se ocupă de acest site. E mare lucru și e mare lucru că faceți ceea ce vă place. Mare lucru. Țineți-o tot așa și sperăm să fiți number one în România și nu numai. Da, ne place și prosperitate, da, în viitor. Să ajungeți la un nivel că, bă, pe voi să vă chem, hai veniți, vă rog frumos, știi, că dacă aveți timp, știi, așa, așa.
Părinții așa au mereu, foarte. Deci mâine, pe mine, o să vă sun. Da, și când sunt, că hai, vă rugăm! Avem un nou material!